S-au adus modificări și completări în ceea ce privește dobânzile și penalitățile de întârziere. Astfel, dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanței fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitățile de întârziere reprezintă sancțiunea pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul penalității de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor. Pentru obligațiile de plată cu scadență până la data de 1 iulie 2013, care se sting după această dată, se aplică nivelul de penalitate de întârziere potrivit legislației în vigoare până la 1 iulie 2013. Nivelul dobânzii rămâne neschimbat, 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.